12 profesori de la Universitatea de Stat din Tiraspol s-au întâlnit cu reprezentanții Universității din Craiova. Schimbul de experiență dintre cele două universități de prestigiu a însemnat continuarea parteneriatului semnat acum un an. Întâlnirea vine în contextul în care aproximativ 400 de studenți moldoveni învață la diferite facultăți din Craiova. În acest an au avut loc diferite activități care s-au desfășurat cu aportul comun al universităților noastre. Deci este vorba de asigurarea unei mobilități destul de numeroase pentru Universitatea de Stat din Tiraspol din partea Universității din Craiova. Deci am avut în delegații la Universitatea din Craiova mai multe cadre didactice de la diferite facultăți, diferite specialități, dar și masteranți, studenți de la licență. Cel mai important, probabil, în această experiență este atragerea tinerilor, a masteranților, a doctoranților, pentru a face ca această experiență să se transmită din generație în generație spre cei tineri. Acesta este un lucru bun, o să vadă ce înseamnă Universitatea din Craiova, o să vadă baza materială, o să lucreze împreună cu colegii noștri atât cât pot în această săptămână, însă cu siguranță vor strânge colaborările pentru diferite acțiuni pe care le vom face în viitor. Dacă în 2016 la Universitatea din Craiova învățau 120 de studenți străini, acum numărul acestora a ajuns la 800. Jumătate sunt tineri din Republica Moldova.